Una dintre cele mai mari confruntări militare din epocă a fost dezbătută la muzeul Casa Cuza din Galați. Bătălia de la Grunwald a avut loc în urmă cu 605 ani, pe 15 iulie 1410. Cavalerii ordinului Teuton s-au luptat cu armatele polone, lituaniene și aliații lor, printre care se numărau 400 de ostași moldoveni, trimiși de domnitorul Alexandru cel Bun. Principala cauză a conflictului din 1409-1411 a fost deținerea de către Teutoni a marilor centre comerciale, Ulrich von Flüchinger, marele magistru al ordinului Teutonic, declară război Polonii, în sprijinul căreia Alexandru cel Bun trimite o oaste conform tratatului indiat anterior. Expunerea cu tema Bătălia de la Grunwald a fost organizată de Muzeul de Istorie Paul Păltânea, în parteneriat cu Asociația Multifuncțională Filantropică Sfântul Spiridon din Galați.